CFR anunță că atunci când temperaturile vor depăși 37-38 de grade Celsius, vor fi luate măsuri speciale pentru desfășurarea traficului feroviar în condiții de siguranță. Una dintre aceste măsuri vizează reducerea vitezei trenurilor. Aceasta va fi redusă cu 20-30 de km pe oră față de viteza normală dacă temperatura în șine depășește 50 de grade. În plus, personalul de întreținere a infrastructurii feroviare va efectua revizii suplimentare pe rețea.